7. Problema numărul 1, geometrie. Marca, cât ai făcut tu din test? Așa după tine. 7. Așa, pe aici mâine va trebui. Da. Tema pentru acasă. Geometrie, da? Fie ABC de un paralelogram. Deci, în ipoteză, avem A, B, C, D, paralelogram. În interiorul său se construiesc triunghiurile echilaterale. A, B, M. A, B, M. Triunghiul D, C, N. D, C, N. Echilaterale, triunghiuri echilaterale. Astea două, da? Numai două. Da, da. Echilaterale. Și pătratele. B, C, D, E, pătrat. B, C, D, E. Și A, D. Și A, D, F, G, pătrat. Pătrate. Pătrat. De centre O, respectiv Q. Asta. Deci, în interiorul său se construiesc triunghiurile echilaterale și pătratele de centre O, respectiv Q. Așa. Pătratele sunt de centre O și Q. Ok. E punct acum. Arătați că. Arătați că. AN congruent cu CM. AMIC. AN congruent cu CM. AN, da? Da. Congruent cu? CM. CM. B mic. AN, CM. AN, CM. Paralelogram. Paralelogram. Și M, O, N, Q. Ce mic, da? Da. M, O, N, Q, paralelogram. Da. Atât. Bun. Deci construim un paralelogram. Și în interior toate acestea de scurt, pătrat, la, toate da, sunt interiorul. Toate. În interiorul său se construiesc triunghiurile echilaterale și pătratele. Am înțeles. Îl luăm mai mare atunci. Facem un dreptunghi. Un paralelogram mai mare. Deci, hai să zicem așa, un paralelogram. Iată cum am procedat. Am plecat cu două drepte paralele, da? Și mai duc alte două paralele. Așa am spus, nu? Paralelogramul este patru latere cu laturile opuse paralele, două câte două. Deci e vorba de A, B, C, D. Deci A, B, C, D, paralelogramul și A, B, M, echilateral în interior. A, B, M. Mă poți ajuta? La construire? Da. Da. Pe ei faci producere până compasul. Da. Dacă e echilateral, măsurăm pe AB. Măsurăm pe AB, da. Și găsim mijlocul. Mă facem cu instrumentele noastre. Da. Deci A, B și am găsit mijlocul, da? Mulțumim o perpendiculară. Corect. O perpendiculară pe mijlocul său. Și apoi primim. Și acum trebuie să am cât AB, nu? De mare. Adică așa. Mai sus chiar. Dar atenție, da, nu prelungirea acestea. Știu. Da, deci nu prelungirea acestea, că intru într-un moment curând. Ce face? Așa. Și fac așa. Deci ca să nu trec, da, să o duc mai curbată, să nu pic în greșeală. Deci, spre interior mi-ai spus. Da? În interiorul interior. Său se construiesc triunghiurile echilaterale. A, B. A, A, M, B, M. D, C, N. D, C, ăla mai sus. D. La interior mai jos. Ce?
Da, 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 opus. Deci iau în mijlocul, sunt perpendiculară, așa. Și apare o simetrie, dacă vrem. Da? Da? Mamă, ce interesant. Și acum... Da, nu poți fi cu o dreapta. Deci, puneți pe D cu... Așa? Și în partea asta, în felul ăsta. Am în mână aici, nu? Da. Și pătratele. BC. BC. Deci... BC, da. Deci duc perpendiculară. Pe în ce? Duc o perpendiculară, da? Deci unghiul ăsta trebuie să fie 90 de grade. Voi aveți posibilitatea cu echierul. Da, duc așa asta. Ea trebuie să fie BC cât asta. Da? BC, ce ai spus? D-E. BC, D și D. D este el deja, domn profesor. BC, este acolo. BC, D, E. Și ăștia greșit ăștia aici. Păi da, e greșeală. N-are cum D. Deci ce se lege pe D? Exact. Clar că... BC, D. Poate vrea să treacă prin D, dar n-au... BC, D, E. Și celălalt, A, D, F, G. F, G. Vedeți, aici a pus bine. F, G, da. Adică e pe A, D. Da. Poate că vine pe cealaltă două. Exact. La A, D, F, G, aici e B, C. Am terminat, e greșită. Nu, nu e greșită, ca și rotația acolo. Să vedem ce reușim să băgăm noi litera la urma urmei. Dar dacă băgăm noi litera... Deci mă gândeam că dacă trece prin B, trebuia să ne dea și acolo A, D, B. A, D, B și încă o literă, știți? Și G sau... Mă gândesc că o fi paralelogramul luat așa fel încât aici D, B să fie pe, doar pe B, C. Mă gândiți așa? Mă gândesc... Și tot au plecat greșit, că vrea să zică B... Da, dar B, dacă așa B. Stau lucrurile, când faci pătratul celălalt... Cum ne ducem? Atunci ar fi B, D, A exact. Și nu știu ce. Deci nu e, nu e regulă aici. Ai citește o dată, poate... Mai zic o dată. Da. Deci fie A, B, C, D, un paralelogram. În interiorul său se construiesc triunghiurile echilaterale A, B, M și D, C, N. Așa, A, B, M. Și D, C, N. Deci A, B, ca să rămână în interiorul paralelogramului, nu știu dacă rămân, în ce situație, trebuie să fie mai mic, nu știu cum. Că eu nu rămân cu tot triunghiul echilaterale. Dacă ești mic, 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 nu ies, tot în afară. Deci dacă ești paralelogramul altfel, nu rămân în interior. Da? Aici e povestea. Deci nu rămân în interior. Deci dacă aș lua așa paralelogramul acesta, Iruna, nu? Că tu ai zis că ai luat așa mai micuț. Și când construiești pe ăsta, triunghi echilateral așa tot în exterior. Da. Deși ca să te pasezi în interior, nu. Uitați figura, nu am sfârșit cum e. Asta. Păi tot așa, nu? A, B, M. A, B, sus pe M. Păi în interiorul paralelogramul am înțeles eu, nu? Așa scrie. Citește el. Adică, vedem așa, A, B, M, D, C, N. Au dus tot în exterior, nu? Nu, tot în exterior. Deci nu în interior. În exterior? În exterior, da. Au greșit ei. Citește, da, da. Altfel. În exterior. Haideți să citim altfel la noi. Da. Deci. Este aiurea în interior. Totdeauna în exterior să... A, în exteriorul său, eu ce-am citit? În interior. Ei, nu știu, domn profesor, am citit greșit. În exteriorul său se construiesc triunghiurile echilaterale, nu știu ce-o fost să gasă.
De șapte ori v-am citit, de șapte ori mai interior. Da, 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 da. Așa. Eu am înțeles exterior. Tu ai înțeles exterior? Eu nu știu ce am zis. Dacă am zis interior, înseamnă că interior. Deci în exteriorul său se construiesc triunghiile echilaterale A, B, M și D, C, N. Dar tot nu e. Da, haideți să vedem. Mai facem. Ștergem de nou figura. Deci mai facem un paralelogram. Mai micuț acum îl facem, nu? Dacă e în exterior. Da, da, ca să ne oferim posibilitatea să ne cadrăm pe foaie. În exterior. Foaie sau pe tablă, știi? Foaie. Mă gândeam, zic, bă, cum să fie în interior? Trebuie să rămână în interiorul lui. N-am cum să zic, da. Și fie de dreptul să fie asta. Nu, trebuie să mă omor, că tot lucrurile ce v-am citit așa. În exteriorul său se construiesc triunghiile echilaterale A, B, M. Cum acum face? Acum face. S-aude, s-aude, da? Da. O facem paralelogram ABCD mai mic de dată, da? Da, da, da. Ca să nu ne încapă construcția. A, B, C, D. Este de paralelogram ABCD. În exterior, A, B, M. Tu jumătate, tot la fel. La sigur că da, dar numai când în exterior ne ducem. Da. A, B, A, B, M, a spus. A, B, M și D, C, N. D, C, N. Și acum pătratele. B, C, D, E. B, C, D. Iar e, nu e scudul. B, C. Dar uite pe figură cum e notat. B, C, da. D, E, așa. E două ori de două. E două ori de? Hai până la ea. Hai să punem la ea. De prim, hai să zicem. De prim, hai. Punem de prim ca să fim cât de cât. Bă, că de prim e. Și respectiv. Și respectiv. A, de. Și G. A, D, F, G. F, G. Acum, da, domn. Și acum mai zice ceva de centre O, respectiv Q. Centrele pătratelor. Pătratelor, la așa. O, respectiv Q. Q. Arătați că A, N, congruent cu C, M. A, N, adică A, N, așa luat, congruent cu C, M. M. Cu ce M? A, N, cu ce M? Înălțimile alea care ne-au ajutat să construim, poate ne încurcăm. Da, 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 da. Așa facem. Ne concentrăm pe prima cerință și prima vasă. Corect. Da. Deci, recapitulăm ipoteza.
Recapitulez eu, da? Tu te mai departe la probe, că am văzut că ai sesizat. Și o să te întreb când s-o poate de mine. Deci, ABCD este un paralelogram. Când am zis paralelogram, ce știm? Laturile opuse sunt paralele două câte două. Sunt congruente două câte două. Diagonalele se înjumătățesc. Da? Unghiurile opuse sunt congruente. Unghiurile alăturate unei laturi formează 180 grade. Oricărei laturi. Oricărei laturi, da? Deci unghiurile alăturate oricărei laturi sunt... Lasă-ți independența. Nu-i nimeni îngătit. Vreau da. Să vin cu ea, nu? Nu, nu. Trage ca și cum nu ești la lucrare singură. Deci, și construim în exterior, triunghi echilateral. Ce înseamnă triunghi echilateral? Da. A, B, M. Ce înseamnă A, B, M? A, congruent cu A, B. Toate laturile congruente. Și unghiurile? Deci, 60 de? Atenție, Anca, când am zis latura asta e cât asta și cât asta, cum asta e cât asta, înseamnă că astea 3 și cu asta a 4-a. Și cu... Și fiindcă îi construiesc și triunghi echilateral aici și înseamnă că toate aici. În final, hai să le notăm cu o singură linguță, cu astea congruente, toate între ele din figură. Corect. Deci, vezi, noi încă doar suntem la etapa de înțelegere a ipotezei, da? De lucru. Avem acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu? 6 segmente. Și niște unghiuri de 60 de grade acolo. Și niște unghiuri de 60 de grade, care este iarăși lucru important. Pun 60 și pun 60 și 60 aici și 60 aici. Și am mai spus că unghiurile opuse sunt congruente în paralelogram. Deci unghiul ăsta, am să-l marchez așa, e cât ăsta de aici. Corect. Da? Și sigur, și celelalte două unghiuri în paralelogram sunt congruente, dar dacă voi avea nevoie, deocamdată m-am oprit aici. Am mai construit pătratele. Înseamnă că la un pătrat ce știi? Pătratul este rombul cu un unghi de 90 de grade. Perfect. Iar laturile, din ce știi, sunt congruente toate între ele, nu? Da. Și dacă e construit pe BC, înseamnă că cu două linuțe am să pun. Uite așa, astea sunt congruente. Și cum asta e cât asta de aici. Și pătrat aici de aceeași măsură. Iată, câteodată avem 4 și cu 4, 8 segmente congruente între ele. Și niște unghiuri de 90 de grade. Și niște unghiuri de 90 de grade. Da? Și niște unghiuri de 90 de grade. De, și pe asta le punctăm. Și diagonalele pătratului. Și diagonala pătratului, ce putem să spunem? Că sunt... Cum sunt? Sunt egale. Diagonale sunt egale, sunt și perpendiculare. Sunt și perpendiculare aici, avem 90 de grade. Și mai mult. Și sunt și înseamnă că 90 împărțit în două, 45, 45. Și bisectoare. Și bisectoare. Wow, câte informații avem. Deci vedeți cât ne încărcăm suficiente informații ca să vedem ce ne cere problema. Deocamdată noi suntem etapa când desfacem ipoteza țândă. Aici 90 de grade și aici. Deci, dacă vrei acum 45 aici, 45 aici, 45 aici și așa mai departe. Exact. Bun. Și am să le pun cu altă culoare ca să le marcăm, adică să scriu 45, 45, 45 peste tot. Scriu doar cu albastru așa. Da? Asta înseamnă că sunt de 45 grade. Toate unghiurile acelea. Nu știu dacă m-a folosit treaba asta. Sigurant. Dar eu fac treaba ca să-mi înțeleg bine ipoteza. Și ăla din G și mai... Așa, și din G aici, la da. Fel, și asta e de aici. Sigur, toate și nu, aici. Da, și acolo, din G și în Q 90, domn profesor. Și în Q de 90 de grade, să marcăm și acest lucru. Și rău la fel. Da. Super. Toate acestea le avem. Avem la elemente. Foarte, foarte multe elemente. Hai să ne concentrăm pe ce înseamnă AN. Să fie cu... Câmă. Câmă. Câmă faceți să se vadă. Da, câmă. Unde e de acum să spună că... Ce facem? Ne gândim la două triunghiuri în care... Anca, zi tu acum. Care să fie congruente din alte motive... Și care să conțină... Pe un triunghi să-l conțină pe A... Nu. An... Și pe câmă. Și cel pe ce mână. Da? Care? Deci căutăm două triunghiuri. Care, Anca, le vezi? Tu de care?
Triunghiul A. E D acolo, dacă nu se vede. E D. Nu-l vezi. A. Este triunghiul A. Nu, M, D, C. M, D, C. A, el s-a dus pe ăsta și conține da. C, M. Și triunghiul... Da, M, D, C, să știi că nu trece prin A. M, D, C, așa. Nu scoate din aia. Ia altele. Deci, practic, te păcălești. Acolo n-am nicio... E ruptă un pic aici. Nu, e, nu scoate din aia. Ai înțeles? Ia, ia pe altul care să aibă pe anul. Deci, la an... Sau gândește-te, sau la CM, la alte două triunghiuri. Tu visezi ca cele două triunghiuri să fie congruente, nu? Da, adică să pară cât de cât așa ca să fie, dar vezi ce elemente ar avea cele două triunghiuri ca să fie congruente din alte motive. C, M, B, ia uite. C, M, B. Îl vezi pe C, M, B? Da. Triunghiul C, M, B. Hai să-l așurăm. Lăsăm așa, de acum să conduc el. Urmărește. Da, da, da. C, M, B. Triunghiul C, M, B. Uite ăla. Și care ar fi? Triunghiul A, D, N. A, se văd aceste două triunghiuri că ar fi chiar congruente. Și au pe A, M, N. Unul are pe A, N. Altul are pe M, C. Și dacă tu arăți din alte motive că sunt congruente, toate celelalte elemente care rămân, inclusiv M, C și A, N, vor fi congruente două câte două. Privind tu la cele două triunghiuri, ce vezi pe ele? E așa punctate. Cunoaștem de A cu cât? Cb. D, A. D, A. A. Da. Este cât? Cb. Din ce motiv D, A cu Cb? Pentru că este paralelogram. ABC de paralelogram și laturile opuse sunt și congruente, da? Deci asta ai un motiv. De aia n-aș punctat cu două liniuțe, da? Mai cunoaștem... Păi scrie punctate acolo. B-M. B-M cu D-N. B-M cu o liniuță și cu D-N tot cu o liniuță. Da. Și am spus, am avut eu clar atunci când am zis triunghiurile acestea, laturile acestea sunt congruente. Trei de aici elemente. Al triunghiului echilateral, domnul. Laturile. Laturile da. Triunghiului echilateral cu ale triunghiului acestea, pentru că se construiește pe latura AB care e cât de ce. Și de-aia sunt congruente. Da. Deci dacă AB e cât de ce și sunt din paralelogram, nu? Atunci, toate cele trei laturi congruent cu cele trei laturi de aici. Deci o ai pe DN cât MB. Să recapitulăm. Ai spus că AD este cât BC. DN cu MB. Și din ce ai tu ca experiență? Trebuie să găsim un unghi. Care unghi obligatoriu? Unghiul dintre ele. Ca să te duci la latură, unghi, latură. Deci obligatoriu. N-ai ieșire acum. Neapărat trebuie să te concentrezi, dar să vezi dacă tot unghiul ăsta, da? Tot unghiul acela, uite, ăsta așa, tot unghiul ăsta, egal cu tot unghiul din partea cealaltă, din triunghiul respectiv. Deci tu n-ai altă variantă. Din clipa în care ai două laturi, îți trebuie unghiul dintre ele. Ce părere ai? Unghiul acela, M, B, C. Așa este cât A, D, cu verde prevăzut. Desenat. Este cât A, D, N? Ai vreun motiv să spui că da? Era desenat? Da, nici 10. Păi hai, desenează că dacă tu toată ora desenezi, nu prinzi drog din problemă. Bogdane? Tudor. Ce părere ai? M, B, C. Din cine e format unghiul ăsta? Ia uite-te tu cu mai multă atenție. Din B1 și B2. B1 și B2. Adică B1 care îl știi? 60. 60. Și B2 care este unghi al cui? Este unghi al paralelogramului. Unghiul ăsta la altul. A, D, N. Din cine se compune asta? Din D1 care are 60 și da. D2. Și de doi e asta. Adică unghia paralelogramului. Dar cum sunt unghiurile opuse ale paralelogramului cu verde, cu roșu? Sunt congruente. Sunt congruente. Și la ăsta, care e congruent cu ăsta, se adaugă vecin, un 60 și celălalt tot un 60. Nu sunt cumva, sunt congruente? Nu.
Deci, încă o dată. Ăsta de aici, adică AD, cum ai zis tu, D1, să zic, și D2. Da? Hai să luăm așa. Unghiul MBC e compus din D2 și 60. Unghiul MBC e din B2 și 60. Unghiul compus din D1 și 60. Cum D1 e cât B2, ca fiind unghiuri într-un paralelogram, cum sunt unghiurile într-un paralelogram? Congruente. Unghiurile opuse sunt congruente. Deci D1 este cât B2. B2 este numai atât, măi. B2 numai atât, măi. Da. Deci D1 e cât B2. Și dacă lui B2 îi pui 60 și lui D1 îi pui 60, îi mai alături 60, nu-i clar că sunt unghiuri congruente? Nu înțelegi? Bă, dar cam așa. Ăsta e cât asta. Și mai pun. Îi atașez 60 și 60 acolo. Nu am făcut un unghi. Dar sunt congruente. Și acum este în cazul latură, unghi, latură. Da? Deci sunt latură, unghi și latură. E cazul de congruență latură în latură. E prima dată când faci tu, că e în discuție congruența două triunghiuri. Nu? E prima dată. Ne-ai mai făcut altă dată? Am mai făcut. Mai cu curaj, mai cu... Da? Hai să vedem acum. Începem pe chestia asta. Triunghiurile fiind congruente și toate elementele sunt congruente două câte două. Anca, te rog să mă conduci. Prima dată am demonstrat. Demonstrația, da? Triunghiurile MBC. Nu, Anca, mai întâi să fixăm ce am spus acolo, toate ele, congruențele alea. Plecăm de acolo. A, B, M. Ce fel de triunghi este? A, B, M. Echilateral. Hai să zicem, triunghiul A, B, M. Echilateral. Rezultă că, te rog să vorbești, ce rezultă? Rezultă că AB congruent. Așa, AB congruent cu cine? AM. Congruent cu AM. Congruent cu AB congruent cu AM. Congruent cu BM. Cu BM. Deci toate acestea sunt congruente între ele. La care mai adăugăm? Nu numai laturile congruente. Și unghiurile... Adică, care unghiuri? M, A, B. Unghiul M, A, B. M, A, B. Ai băgat litera A în mijloc. Congruent cu unghiul? M, B, A. M, B, A. Bași pe B acum, da? M, B, A. Și congruent cu care unghi? A, M, B. A, M, B. În paranteză 60 de grade. Da? Toate unghiurile sunt congruente de 60 de grade. Dacă ar fi să duci, mai povestim ceva. Dacă ar fi să duci linie o înălțime din M, ce este înălțimea într-un triunghi echilateral? Și bisectoare, și înălțime, și... Și de toate. Și mediatoare, și mediană, da? De toate. Bun. Apoi, luăm ce triunghi care s-a mai construit? D-C-N. Triunghiul D-C-N. Triunghiul D, C, N, tot echilateral. Ce înseamnă că e echilateral? Traducem. D, C, congruent cu C, N. D, C, congruent cu... Cu cine? Cu N, C. Deci D, C, congruent cu N, C. Congruent cu... D, N. Cu D, N. Deci D că congruent cu N, că congruent cu D, N. Apoi. N, D, C. M, D, C. Congruent cu? D, C, N. D, C, N. Congruent cu? D, N, C. D, N, C.
cu DNC și de 60 de grade, da? Da. Poate 60 de grade. Și atunci, deci NDC cu DCN cu DNC de 60 de grade toate unghiurile, ce mai avem? Avem că AB congruent cu DC. Spunem și aici. AB congruent cu DC. Din ce motiv? Pentru că e para... A, B, C, D, paralelogram. Motivăm. A, B, C, D, paralelogram. Vezi pe AB în șirul de sus, de egalități, de congruențe? AB avem sus? Da. Îl subliniez. Vezi pe DC în șirul de jos? Da. Ce înseamnă că, dat fiind faptul că ai egalitate între șirul de sus și șirul de jos, înseamnă că... Că triunghiurile sunt congruente. Nu că triunghiurile sunt congruente. Pe toate, se, șirul tot de sus e, cât, e congruent cu tot șirul de jos. Deci se leagă cele două. Deocamdată nu ne-am apucat de triunghiuri. Triunghiul a rămas acolo, dar trebuie să punctăm acest lucru. Deci, din 1, 1, 2 și 3, deci 1 plus 2 plus 3, îmi spune că am de-a face cu congruența de la un capăt la celălalt. Adică AB vorbește, Tudor. AB egal cu... Congruent cu... AB egal cu congruent cu... IM. AB congruent cu IM. Congruent cu... BM. BM. Și congruent, acum, continuă șirul. Congruent cu DN. Cu DN. Congruent cu CN. Așa. Congruent cu DN. Și congruent cu... NC. NC. Și congruent cu DC. Congruent cu DC. Deci, practic, toate cele 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sunt congruente. Bun. Acum, ne întoarcem, după ce am fixat aceste lucruri, zicem, fie spre analiză triunghiurile, fie triunghiul. Care triunghiul? ADN. Triunghiul ADN. Și MBC. Și triunghiul M, B, C. Și avem... Acolate. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? AD congruent cu BC. AD congruent cu BC. De unde AD congruent cu BC? Din paralelogram. Deci AD congruent cu BC din paralelogram, deci ABCD paralelogram și am scris. Nu, nu am scris asta. A, B, C, D. Paralelogram. Apoi. DN congruent cu AB. DN congruent cu AB. AB. De unde? De unde DN congruent cu AB? Da, nu este cu AB. DN este cu MB. Cu MB? Asta e. Asta-i, cu mă bă, de-aia te-am zis. Cu mă bă, dar de unde este a? De noi cu mă bă. Din... Ai undeva DN? Din triunghiurile echilaterale. Nu mă, dă DN, e în șirul ăsta de egalități. Este undeva DN? Da. Congruent cu mă bă? Da. Din demonstrație, zice. Din demonstrație, că am demonstrat. Tocmai. Pe stămăcită, am gândit, din demonstrație. Ce unghi trebuie obligatoriu ca să fie treaba bună? Unghiul din mijloc. Adică dintre cele două laturi. Citește prin... Unghiul ADN. ADN. Și unghiul ADN. Și unghiul MBC. Congruent cu semn de întrebare, că nu știm încă. Da. Cu unghiul MBC. MBC. Dacă sunt congruente. Nu știu. Însă, în paranteză, vom face argumentare, argumentația acestui lucru. Ce au cele două triunghiurile? Mai întâi, în A, D, N. A, D, N. Intră A, D, C. Deci A, D, C, unghiul
A, D, C. Cu care? Adică D1 e congruent cu cine? Frumos. Adică cu M, B, A. Cu M, B, A? Nu. Adică. Adică e D1. Vă vezi pe D1? Da. Care e D1? E un din paralelogram. Paralelogram. Deci, când am zis A, D, C, e D1. Care e congruent cu care unghi? Din celălalt triunghi. Cu B2. Cu B2, adică A, B, C. Deci A, D, C, cu A, B, C. Asta din ipoteză, da? Nu din ipoteză, spunem că A, B, C, D, paralelogram. Cât este unghiul? Ce? Dacă acestea sunt congruente, hai să adunăm plus 60. Și în stânga și în dreapta. Deci la două unghiuri congruente adunăm și în stânga și în dreapta 60. Alo? Nu sunt într-o lecție de matematică, acum tot răspunde după ora 9. Da? Bine? Bună seara! Deci punem 60 în stânga și în dreapta și urmează acum. Unghiul A, D, C. Măsura lui A, D, C. Plus 60. Egală cu măsura lui A, B, C. Plus 60. Da? Pun 60 și în stânga și în dreapta. Adică cine e 60 ăsta? E tocmai ce de N. Da? Și atunci rezultă de aici că avem tot unghiul A, D, N, adică din compus din A, D, C, din A, D, C, plus 60 de grade, plus ăsta, m-a dus la spre unghiul care A, D, N, deci unghiul A, D, N, e congruent cu unghiul care A, D, N, cu M, B, C. Cu M, B, C. Și M, B, C. Și în momentul de față, semnul de întrebare poate să dispară, nu? Când am zis aici, am A, D, N, congruent cu M, B, C. Acum, dovezi. Și conform cazului de congruență care conform latură, unghi, latură, rezultă Anca că triunghiurile luate în discuție. Triunghiul A, D, N. E congruent acum cu triunghiul A, M, B, C, cu M, B, C. Și din congruența triunghiilor rezultă că am K. Și celelalte adică A necongruent cu C, C, M. Exact ceea ce trebuia să demonstrăm. Da? Sublinie. Asta trebuia să demonstrăm. Deci A ne cu C, M. Și adică unghiul ăsta de aici, DNA, e congruent cu unghiul ăsta de aici. Că DNA se spre cine se uite DNA? DNA se uite spre DA, iar DA e congruent cu CB, și spre CB se uită unghiul din M, adică BMC. Deci DNA, DNA, congruent cu C, M, B. Și apoi, al treilea unghi, adică ar fi ăsta de aici, DA, N, scrieți acolo, DA, N, congruent cu DA, N, cu C, B, M. DA, N, congruent cu C, B, M. Și D, A, N. D, A, N, da? Păi, D, A, N, congruent cu C, B, M. Ei, noi ne puteam opri la A, N, congruent cu M, C, că asta ne interesa. Dar astea ne-ar putea trebui pe... S-ar putea să avem nevoie pe traseu, nu?
da, demonstrarea altor lucruri. Nu știu de ce, noi ne-am obișnuit să scriem totdeauna și celelalte elemente, este lucru foarte important. Bun, am reușit să facem punctul A. Punctul B. Hai să vă uitați la punctul B, ce spune acolo, ce șanse avem, cum ne plipim de problemă. Să arătăm că o figură acolo, an în CM, paralelogram, da? A, N, C, M. Adică asta, așa. A, N, C, M. Da. A, N. Deci trebuie să arătăm că ANCM este paralelogram. Ce șansă avem, Anca, să arătăm că figura e paralelogram? Să arătăm că diagonalele sunt complete la... Diagonalele? Se înjumătățesc. Dar nu intră aici în discuție. Nu apare din figură. Altă variantă. Unghiurile alăturate oricărei laturi. Deci trebuie să arătăm ăsta plus ăsta tot, ăsta plus ăsta tot, ăsta plus ăsta tot. Deci asta arătăm. Altceva. Nu văd asta. Două laturi paralele și congruente. Două laturi paralele și congruente. Deci dacă arătăm că avem două laturi paralele și congruente, una la care v-ați putea gândi? MC și ANA. MC și AN. Ele sunt congruente. Că tocmai am arătat că MC e congruent cu AN. Am arătat, da? Stop. Am arătat sau nu? Da. Vedeți că punctul făcut anterior te poate spune la punctul următor. Deci știu că CM e cât AN. Dacă ar fi și paralele, dată e problema. Dacă nu... Poate arăt că celelalte două sunt congruente. Da. Poate arăt că AM e cât CN. Și știm că sunt congruente deoarece avem triunghiuri echilaterale. Deci cârdul celor șase erau astea. AM era cât CN. Nu? În congruența aceea. Și acum, dacă într-un patrulete sunt laturile opuse să fie congruente două câte două, astea două cu astea două, deci astea două congruente, cu astea două congruente, figura aceea este paralelogram. Deci nu mai stăm pe gânduri. Redactarea se face rapid acum. Ce zicem? Te rog să vorbești, Anca. Deci, punctul B, demonstrați. Avem A, N, congruent cu CM. Așa, zicem. A, AN, AN, congruent cu CM. CM. De unde are cu CM? De unde este? Din demonstrat A. Deci la punctul A. Da? Demonstrat la punctul A. Apoi, mai avem AM cu CM. AM congruent cu CM. De unde? AM cu CM. CN. Așa. CN. De unde? Pentru că sunt... E demonstrat. Demonstrat, asigur. Demonstrat. Din demonstrații. Din asta două rezultă că patrulaterul luat în discuție este vorba de... A-N-C-M. Paralelogram. Acum, el fiind paralelogram, sunt adevărate toate celelalte. Diagonale se înjumătățesc, unghiurile
puse aici sunt congruente două câte două, suma unghiilor alăturate unei laturi este de 180 de grade. Deci toate laturile sunt paralele două câte două. Deci de acum putem folosi paralelismul, putem folosi toate proprietățile care, de care am pomenit, despre care știm că se întâmplă într-o paragramă. Nu știu dacă va fi de folos, dar știu că am deja multe informații la dispoziție. Trebuie să arăt acum că M-O-N-Q, M-O-N-Q. Deci trebuie să urmăresc pe M cu O. Deci e vorba de M-O. M-O. O cu N, cu Q și M cu Q. Da? Dar atent, acesta la rândul lui este paralelogram. Deci a format această figură cu albastru, despre care trebuie să arăt că este paralelogram. Paralelogram. Ca să fie paralelogram, trebuie să întâmple una din condițiile acelea, nu? Trebuie să văd fiecare că laturile opuse sunt paralele două câte două, fie că sunt congruente două câte două, cum am arătat mai înainte, fie că suma unghiilor alăturate unor cărei laturi fac 180 grade, și toate, toate câte l-am povestit mai înainte. Și să vedem cum încercăm, totuși, totuși, trebuie să încercăm ceva. Bine, nu ai terminat, nu? Da. Tu treci la altă problemă. Da, am majoritatea, am făcut un plan și acum am majoritatea. La care? La asta, da? Da, da. Redactează și când am nevoie, promis să te folosesc. Și uite-te și la noi așa, că suntem în panică și nu ne vine mică nimic. Atunci, folosim. Băieți, băieți și fete, am câte un reprezentant de fiecare, nu? Sex acum, că mă gândesc că voi, Miruna ne-a părăsit, ea lucrează independent. Haideți să vedem, să ne formăm cu culoar, să gândim ceva la problema asta. Hai să mergem pe ideea că vrem să arătăm că Qn este, Qn este cât M-O, opusă. Qn să fie congruentă cu M-N. Pentru asta, ce bine ar fi dacă pe Qn... Cu M-O, nu cu M-O. Qn... Cu M-O. Cu M-O, sigur că da. A zis M-O? Am zis M-O. Așa, cu M-O. Am obosit. Deci dacă vrem neapărat că laturile opuse, două din ele, Qn, ne focalizăm atenția, Qn, să fie congruent cu M-O. Dacă Qn ar intra într-un triunghi, ar fi latura unui triunghi, iar M-O a altui triunghi, iar despre cele două triunghi am arătat că sunt congruente, ar fi excelent. De ce visăm acum? Să prinde pe Q N, într-un triunghi, pe M, O, în alt triunghi, despre cele două triunghi să arăt că sunt cum cele două triunghiuri? Congruente. Da? Să arăt că sunt congruente. Și atunci treaba ar fi excelent. Ce părere aveți?